În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiții mei, suntem în fața uneia dintre cele trei învieri pe care Mântuitorul Hristos le face asupra unor persoane în Evanghelie. Asupra acestui tânăr din Ain, asupra fiicei lui Iair și asupra lui Lazar. Și toate le-am putea gândi și într-o ordine. Fiica lui Iair era nouă adormită, puteau exista îndoieli. În cazul tânărului din Ain vedem că deja se apropia de mormânt. Iar Lazar, pe Lazar, îl ridică după ce este mort de 4 zile și îngropat. Pentru că în Țara Sfântă și în Orient, în general, înmormântarea are loc chiar în ziua în care cel mort pleacă la Domnul. Iată, Hristos spune Evanghelia că privind la suferința mamei, este atins de compasiune. Pe de o parte, este unul dintre răspunsurile pe care îl primim concret, scris alb pe negru, că Dumnezeu niciodată nu este indiferent la ceea ce suferă omul. Dă cazul cel mai disperat, dacă vreți. O femeie singură care își pierde soțul și care acum își pierde și copilul. Singurul copil, subliniază Evanghelia. Și în cazul de față vedem pe Hristos, pe Dumnezeul nostru, din mărturie de compasiune, de dragoste față de omul care se află în suferință. Și este unul dintre răspunsurile pe care le primim atunci când ne vine în minte de ce îngăduie Domnul. Chiar dacă îngăduie Domnul, El este plin de compasiune pentru cei care suferă. Și nu este plin de compasiune doar pentru cei care suferă, dar putem spune și pentru victimele colaterale. Cel adormit era adormit, dar suferința o purta mama. Pe de altă parte, citind astăzi începutul epistolei către Galateni apostolului Pavel, avem vorba, se aduce vorba acolo tot despre o înviere. Dar de data aceasta nu mai este o înviere a trupului, ci o înviere prin cunoașterea lui Dumnezeu și unirea cu Dumnezeu. Pe marele Pavel, apostolul, cel care mai înainte se numea Saul, voi îl cunoașteți bine, noi îl cunoaștem bine, un evreu tânăr, un evreu care era format în școlile iudaice, rabinice, care cunoștea foarte bine legea, un om sârguincios, care mergea la sinagogă, la templu, care se străduia să devină rabin, învățător, pentru poporul său și care prigonea biserica și ce ne spune Evanghelia, faptele apostolului, iertați-mă, că prigonea biserica și cine îi se arată dacă prigonește biserica? Pe cine vede el mergând spre drumul Damascului ca să aresteze pe creștini? Cine? Pe Iisus, cade la pământ. Ne spune faptele apostolilor că aude o voce, vede pe Hristos strălucitor încât nu poate să-L privească, joasă capul în jos, zice, cine ești, Doamne? Și spune, sunt Iisus pe care Tu îl prigonești. Și din momentul respectiv se ridică, îi spune Hristos lui Pavel, Saule, Saule, îți este greu să lovești cu piciorul în țepușă. Ce este țepușa? Dacă v-ați uitat un pic la filmele istorice, uneori erau niște capcane, așa ca niște săgeți care ieșeau din pământ. Zice, ți-e greu să dai cu piciorul
în vârful ăla ascuțit. Pe nimeni nu dă, că doare. Te omoară. Dacă dai, te omori. Și spune Pavel, cine ești, Doamne? Și spune, Iisus pe care Tu-L prigonești. Și dispare Domnul. Și la 3 zile după post și rugăciune, nemânca, nebău nimic, Anania, un alt ucenic al Domnului și apostol, primește de la Domnul poruncă și îi spune, Anania, să te duci pe strada cu tare și să-l botezi pe Saul, că l-am ales. Zice Anania, care se temea de Saul, Doamne, de asta venea după noi și ne prigonea, ne arestau femeile și copiii, ni băga în pușcărie și Tu vrei să mă duc să-l botez pe acesta? Ce da, Doamne. Îi zice Domnul, da, sau da, Anania, pe acesta să-l botez. Și merge și îl botează și de fapt în apostol ni se povestește în această, aceste 8 versete, Saul ne spune cum s-a convertit el la Domnul. O altă viere. O înviere de data aceasta sufletească. Și am putea spune, cum adică o înviere sufletească? Doar era evreu. Hristos era evreu. Ce s-a întâmplat? Am spus mai devreme că Saul era un împlinitor al poruncilor. Și cu toate acestea se găsea luptător împotriva lui Dumnezeu. Și iată cele două lecturi de astăzi, ca să le punem într-o buclă, ne vorbesc de două învieri. Ne vorbește de învierea trupului și de învierea sufletului. De învierea trupului mort care este zidit spre viață veșnică și de învierea sufletului care trebuie să se întâmple mai înainte de învierea trupului. Aceasta este o ordine foarte interesantă. Că învierea sufletului, adică să-L cunoască pe Dumnezeu omul, poate să o facă doar atâta vreme cât trupul acesta este viu. Și prin trupul omul îl cunoaște pe Domnul. Așa cum spune Pavel, că Domnul este pentru trup și trupul nostru este pentru Domnul. Adică prin El îl cunoaștem pe Dumnezeu. Sunt acolo în Evanghelie câteva lucruri și în Faptele Apostolilor. Ca să înțelegem unitatea aceasta dintre trup și suflet și că a fi credincios trece din suflet în trup și din trup în suflet. Și sfințenia înseamnă ca noi să fim omul, să fie un tot întreg care nu gândul merge spre Dumnezeu și cum ni le facem păcatele. Ce spune acolo în Faptele Apostolilor? S-a aruncat Pavel la pământ. Adică se închipuie această moarte. Te arunci la pământ, te pui jos. Cel din Evanghelie era întins, pregătit de mormânt. La cel din Evanghelie, Domnul se atinge de trup. Și trupul primește viață. La Pavel, sufletul care se smerește, aruncându-se la pământ în fața Domnului prin trup, primește cuvântul care ridică și îl înviază. De multe ori în viața noastră se întâmplă ceea ce a spus Pavel. Nu săvârșesc binele pe care vreau, ci rău pe care nu voiesc să-l săvârșesc. Și aceasta cum se întâmplă, frații mei? De multe ori mintea și sufletul ne sunt preocupate de lucruri bune. Dorim să facem binele. Dar prin trupul nostru, prin modul în care facem lucrurile, prin modul în care le spunem, facem rău. Este bine, într-adevăr, să spunem copilului, vino la biserică. Sau du-te, spovedește-te. Dar dacă rămâne doar așa un îndemn informal, să spunem, prin care îl informezi de un lucru, și nu dai dovadă în trupul tău de același lucru, atunci cuvântul tău nu are nicio putere, pentru că, de fapt, noi suntem niște morți vii. Și Evanghelia
atrage și apostolul de astăzi cumva atenția că noi putem fi morți chiar dacă mai trăim în această viață. Pentru că moartea înseamnă tocmai această lipsă a cunoașterii lui Dumnezeu. Știți, iubiții mei, pe de altă parte, modul acesta de a ne arunca la pământ, noi îl simbolizăm, îl închipuim și îl realizăm de foarte multe ori în biserică, când facem închinăciuni, dându-ne cu semnul crucii și apoi ne plecăm cu mâna atingând pământul, sau când facem metanii și atunci fruntea noastră atinge pământul, sau când rămânem în stare de pocăință, îngenunchiați înaintea lui Dumnezeu. De fiecare dată, ca o aducere aminte, este o moarte și o înviere. Creștinul moare și învie ridicat fiind de Domnul. Cine ridică pe Pavel din căderea la pământ? Domnul. Când Pavel se aruncă la pământ, este omul cel vechi, omul care se lupta înainte cu Dumnezeu. Dar când se ridică, este omul care îl caută pe Dumnezeu. Când mă arunc la pământ făcând metanii, când mă arunc la pământ închinându-mă, las acolo, în groapa aceea, pe omul cel vechi, pe omul care cunoaște păcatul și însemnându-mă cu semnul crucii, mă ridic, nădăjduind în învierea sufletului și a trupului meu prin unirea cu Dumnezeu. Și apoi, credința noastră trece, spuneam, prin trup, pentru că trupul participă prin rugăciunea care rostim cu buzele, cu mintea, cu inima, prin postul care îl facem în zilele de post, peste săptămână, sau când sunt posturile, prin efortul care îl facem atunci când suntem în biserică, de a rămâne concentrați, de a rămâne în liturghie, chiar dacă uneori suntem obosiți, ne doare spatele, ne doare capul, am vrea să ne odihnim. Acolo este o moarte și o înviere a trupului nostru. De aceea noi suntem cei care avem nevoie de aceasta. Și cât de frumos spune Evanghelia că Domnul a fost emoționat de suferință, de suferința mamei. A fost emoționat Domnul când vede că omul este mort sufletește. Este emoționat Domnul. Domnul nu este bucuros. Știți, foarte des, foarte, foarte des, prea des, avem în minte această imagine despre un Dumnezeu care ne pedepsește. Despre un Dumnezeu care abia așteaptă să se răzbune că noi am greșit cu ceva. Și acest lucru se transformă într-un soi de blocaj emoțional. Noi nu mai putem cunoaște pe Dumnezeu. Noi ne-am făcut o imagine deformată despre El și singurul sentiment care îl avem față de Dumnezeu este o teamă profundă. Mă bate Domnul. Acum am făcut un păcat. Mă bate Domnul. Acum s-a întâmplat ceva. Sigur se va întâmpla ceva cu mine pentru că am greșit. Ori, ce mărturii dau textele care voi le-ați auzit astăzi? S-a supărat Domnul pe Saul, care a fost martor la uciderea lui Ștefan. Cine este Ștefan? Ștefan este unul din cei 7 diaconi, primii 7 diaconi hirotoniți de apostoli, unul dintre ei este Ștefan. Și Ștefan, într-o zi plin de Duhul Sfânt, predică evreilor și spune, fraților, voi l-ați ucis pe Hristos. Și le spune cum Hristos este Mesia pe care ei l-au așteptat. Și atunci evreii s-au umplut de ură, au luat pietre și l-au ucis cu pietre. La evrei era o tradiție, cel care îl hulea pe Dumnezeu, cea care desfrâna femeia în general, să fie ucisă cu pietre. Ca să nu aibă cineva pe suflet că a ucis un om, toată comunitatea lua câte o piatră
și fiecare îl lovea cu câte o piatră, astfel încât să nu știe piatra cui l-a ucis. Auzi câtă perversitate. Nu știu. Eu am dat o piatră, Doamne, nu știu dacă piatra mea l-a ucis. Și ne spune textele din Faptele Apostolilor că cei care l-au ucis pe Ștefan au pus hainele lor la picioarele unui tânăr care se numea Saul. Saul acesta este Saul de pe drumul Damascului. Pavel de astăzi, apostolul neamurilor, prin propovăduirea căruia Europa a devenit creștină. Martor s-a făcut la uciderea lui Ștefan și a încuviințat acea ucidere. Și cu toate acestea, Domnul nici pe el nu îl lasă, nici pe el nu îl lasă, ci și la el vine și îl caută. Plin de speranță este Evanghelia de astăzi. Este plină de speranță pentru că Domnul nostru nu ne vrea numai în veșnicie. Dumnezeul nostru nu se mulțumește să ne aștepte dincolo de mormânt, ci El din această viață la fiecare suspin al nostru aleargă ca să ne vindece, să ne întremeze, să ne schimbe. La Pavel mai este un lucru la care vreau să insist și după aceea îmi voi opri cuvântul. Spune Pavel despre sine că era râvnitor și bun cunoscător al legii lui Dumnezeu și ținea toate tradițiile din popor. Era un fariseu. Era un om care dorea să împlinească cât mai scrupulos legea. Și cu toate acestea, deși le împlinea, pentru că nu era în adevăr, iată că nu l-a cunoscut pe Iisus Hristos. Când Iisus Hristos, cuvântul despre Iisus Hristos a ajuns la urechile lui, pentru că era atât de convins că el înțelege corect lucrurile, nu l-a putut primi pe Domnul Hristos. Când noi suntem foarte convinși, chiar și în biserică, chiar și despre lucruri bisericești, că așa trebuie făcute și nu se poate altcumva, s-ar putea să nu-L mai vedem pe Domnul Hristos. S-ar putea atunci să se pună pe ochii noștri, cum s-au pus pe ochii lui Saul, sol scade pește și să devenim orbi. Dar orbirea se vindecă și sufletească și trupească atunci când noi ne apropiem de Domnul Hristos. Prin ce, iubiții mei? Tocmai prin această pocăință, moarte despre care v-am vorbit, aruncare la picioarele Domnului Hristos. Și, reluând rugăciunea lui Pavel, cine ești, Doamne? Doamne, dar dacă nu este așa cum eu gândesc că este. Doamne, dar dacă n-am dreptate și planul Tău cu frații mei, cu apropiații mei, este altul și eu mă lupt împotriva Ta. Vedeți cum Evanghelia de astăzi și Apostolul de astăzi ne fac să ne zmerim în fața lui Dumnezeu, să ne punem în această poziție de altfel, să spunem așa, de omul mort, de om care așteaptă atingerea lui Dumnezeu ca să aibă viață. Niciunul dintre ei n-au avut viață decât prin Iisus Hristos. Și lucrul acesta aș vrea tare mult să-L puneți în inimile voastre. N-avem viață decât prin Domnul Hristos. Nici prin nimic din cele ce ne străduim noi, dacă nu-L avem pe Domnul Hristos. De tânărul dinainte s-a atins și a înviat. Lui Saul i s-a arătat și a înviat. Și câtor altora li s-a arătat Domnul Hristos și a înviat sufletește și trupește. Închei cuvântul meu respunându-vă cuvântul lui Pavel. Domnul este pentru trup și trupul este pentru Domnul. Iată, frații mei, gândul la Evanghelia aceasta a învierii tânărului dinainte.
să ne străduim, să cerem Domnului Hristos ca în toate zilele, în viața noastră, să se întâmple câte o mică înviere. Asta înseamnă să lepădăm câte un mic păcat. Asta înseamnă să murim când vine vorba de a săvârși păcatul și să fim ridicați și înviați prin Iisus Hristos din consecințele acelui păcat. Amin.